În semn de recunoștință și apreciere, grădinița din satul Gura Văii va purta numele educatorului Maria Zaharia. Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a demarat un gest de recunoaștere și apreciere profundă prin inițierea unui proiect de hotărâre care propune atribuirea numelui educatorului Maria Zaharia grădiniței din satul Gura Văii. Inițiativa vine ca un semn de respect pentru munca deosebită și dedicarea exemplară pe care educatoarea Maria Zaharia a dedicat-o în slujba educației timp de peste 50 de ani. Cariera doamnei Zaharia, cei peste 50 de ani de catedră dedicați învățământului, nu au cum să treacă neobservați de comunitatea din Gura Văii, a declarat primarul Silviu Tinei. Amintirea domniei sale va dăinui peste ani, iar noi, cei care am cunoscut-o, vom avea grijă să spunem povestea doamnei noastre educatoare. Eforturile depuse de educatorul Maria Zaharia au lăsat o amprentă profundă în inimile și mințile generațiilor de copii care au avut privilegiul să treagă prin mâinile sale îndemânatice și înțelepte. Propunerea de a da numele său unei instituții de învățământ este un gest emoționant de recunoaștere a impactului său durabil și este salutată cu entuziasm de către comunitatea locală. Primarul Silviu Tinei se arată încrezător că proiectul va fi aprobat cu unanimitate de voturi în cadrul ședinței Consiliului Local, programată pentru data de 30 mai 2024. Prin această decizie, grădinița din satul Gura Văii va deveni o mărturie vie a legăturii strânse dintre educație și comunitate, iar numele educatorului Maria Zaharia va străluci cu mândrie și recunoștință pentru totdeauna în inima locuitorilor din comuna Gura Văii.